treaba? Fetele pregătesc un vlog final. Va fi o competiție între Bianca și Mara. Mara hărnicuță, hărnicuță, și amândouă vor găti paste. Paste, iar noi vom fi spectatori. Nu, nu. Joana. Noi le dăm note. Și eu și cu Brie. Eu mă uit să văd dacă fac bine. Avem și spectator! Mara, ce faci acum? Am pus apă. Pentru? Paste. Apa trebuie să fie fierbinte ca să se facă mai repede pastele. Ok. Da, da. Super! Abia aștept să mănânc paste gătite de fetele astea. Trebuie să-i pregătești o tigaie și Bianca-i. Și deja Bianca are ajutoare! M-am speriat, am văzut ceva că se mișcă în spatele meu și am zis ce gânganie o fi și asta. Iată gângania. Mara, toată ceapa. Mara, tu vei... Ai terminat, nu? Da. Super! Mara, tu vei găti paste cu... Cu sos sal, cu pui și cu legume. Iar Bianca, cu sos? Roșu. Super! Bianca, la pastele tale nu trebuie ceapă? Nu. Ok, vedem ce-o ieși. Hai, Mara, văd că te pricepi. Bine, corect. Aha, Teo, tu ce faci? Analizezi cum gătesc ele? Da, să nu facă greșit. Ok, am înțeles. E corect cum a tăiat Bianca? Da, foarte corect. Mara, de ce ești așa bucuroasă? Că rămâne Bianca. Super! Hai, Mara, cu ceapa, hai, 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 că te descurci. Să verific apa dacă fierbe. Fierbe. Nu fierbe. E mare focul, dar mai durează. Mara, să pui și sare în apă, da? Da, bun. Pui sare. Da. Cum să nu? Îmi plac ținutele voastre. Îmi place că sunt așa, exact ca într-o competiție, vezi? Sunt îmbrăcate la fel. Mulțumesc! Ce faci, Teo? Mănâncă. Câți copii mănâncă ceapă? Copiii voștri mănâncă ceapă? Mara. Cum e, Mara? Plângi? Mai devreme erai fericită. Și ceapă în cap. Hai că mai ai un pic. Hai că poți. Mara a pregătit bucătăria pentru vlog. Ce faci, Bri? Ai luat spectatorii? Să văd acum ce faci cu ceapă. Nu mai pune mâna. Și acum ce faci? Tai pieptul, da? L-am spălat. Teo, tu peste vreo 2 ani, da? Se pare că rețeta Bianca este foarte simplă. O furnică în carne. Deocamdată ea nu face nimic. Se chinuie să deschidă un borcan. Hai, Mara, hai, că Bianca te întrece. Mara, 1, 2, 3. Eu cât să pun? Încă la Mara ce-a pus el. Bravo. Și baby-ul meu. Pune și camera. Ce se întâmplă aici? Dragoste. Mara, pune repede pieptul de pui, că se încinge prea tare untul. Mara, pune pieptul de pui. Hai, Mara. Bianca, pune uleiul. Mara deja a pus pieptul la încins. La călit. Așa, spectatori, jurați și plămânzi. Apa aproape începe să clocotească. Bianca a pregătit bacon-ul. Își pregătește tigaia. Cred că e destul de încins și la tine untul. Poți să pui. Sper că eu să câștig. Mai mult așa. Wow! Ce gospodine! Ce bine să ai fete mari! Nu-i așa? Aia e! Eu mă abia aștept pe Bianca să guste din pastele ei. Bianca se pregătește să pună sosul. Da, eu mai am o grămadă cu sosul. Pun sosul. E pui pe tot? Da. Una! Mă pregătesc să pun pastele! Una! Da! Pui aproape a unul. Se rumenește puiul tău. Eu. Și baconul Biancăi. Așa, foarte bine. Priana, ce faci acolo? Lala. Hei. Gata. Mara a pus ceapa.
Da, sau zahăr și sos roșu veți avea. Zahăr? Exact, asta vreau să zic eu. Bulionul e destul de acru și trebuie pus puțin zahăr ca să se îndulcească. La mine smântâna e dulce, ceapa e dulce, la tine o să iasă o mâncare dulce. Punem pastele. Hai să pun pastele. Pune-le tu. Ok. Ele se înmiaie și coboară moale. Îmi trebuia un aragaz pe o insulă să le pot filma și din față. Adică ceva de genul. Mă pinge! Eu vreau să opresc focul că nu vreau. Nu, pune-le gumele. Păi nu, cum mă, tu mi se... Nu se arde, Mara. Legumele care pe care Mara le-a decongelat din greșeală înainte. Dezastru culinar! Da-da. Nu prea înțeleg ce chestie albă. Spor la învârtit, fetelor! Mara, învârte un pic și-n pase. Dă-mi pa. Hai să-l scutur așa. Ba da, ori să iasă Mara. Și sosul Bianca-i deja e gata, i-a oprit focul. Așteaptă acum pastele. Nu trebuie capac, trebuie să scadă apa aia. Are și brocoli. Are și brocoli. O ustină. Mara a vrut să pună doar brocoli ca și legume, dar nu a mai găsit în congelator. Pastele fierb, nu sunt gata? Ai mai amestecat? Da. Afară fenomene meteorologice extreme. Stai să opresc lumina. Wow! Vreau să văd! Cât de tare! Închide lumina repede, închideți luminile! Închide! Wow! Oh my god! Ce tare! Cine face acolo? Dumnezeu! Dumnezeu și-a stricat curentul. Mamă, dar ce e asta? Nu a fost în viața mea atât de mult! Mara, vezi că stă negru și la pândă. Mă sună tati. Și scurgem pastele. Fâșteu, 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 fâșteu. Wow, bravo, Bianca, te pricepi. Puneți doar atâtea paste cât e nevoie. Nu e obligatoriu să le puneți pe toate, da? Da, fetele? Da, da. Gata. Să pui sare și piper. Bun. E ok. Ne-a rămas brocoli întreg. Pui și pastele și gata. Cred că o să fac mai mult la Mara. Bianca își face paste simple. Bun. Pentru mine. Și eu vreau. Și tu vrei tot simple cu unt? Da. Bine, vă păstrăm și vouă. Acum Mara. Wow, deja pastele Bianca au prins culoare. Alipele nu se prinde, că ele sunt albe și sosul e alb. Iar bucătării să le muncesc. Gata, lăsați-le acum. Să ne pregătim de masă. Mi s-a făcut foame numai când le-am văzut. Ale mele? Da! Acum să gustăm. Ia să vedem pastele roșii. Nu cred. Nu mă așteptam să iasă atât de gustoase din doar 3 ingrediente. Să vedem și pastele mari. Tu, Valentina, ce zici? Acum aleg gust. Crocant. Păi... Eu am aleg deja care sunt mai bune. Castane. Da, castane de mare. Deci mi-e un gust. Mie îmi plac ambele, nu mă pot decide. Da, mie îmi plac mai mult alu' Bianca. Mie-mi plac mai mult acum. Înseamnă că îți dai și tu singură notă? Bianca, dar ce-ar fi să gust și tu să ne spui care îți plac mai mult? Nu, nu vreau. Ție îți plac doar pastele cu unt? Da. Și cu sare. Eu iubesc sarea cu bine. Nu e sănătoasă sarea. Ba, dar foarte sănătoasă. Până la urmă, câștigători suntem cu toții pentru că mâncăm cina! Mulțumim! Mulțumim, fetelor, că ne-ați gătit!
plăcere! Și dacă tot v-am arătat furtuna de fulgere, iată și furtuna adevărată! Wow! Și am venit la ea! Și hai să deguste! Sunt pastele cu sos roșu și sos alb. Da, tati, noi știm. Tu acum să ne zici care îți plac și cine crezi că le-a gătit. Asta le-a gătit. Bianca. Bianca. Suflărul. Și asta le-a gătit Măruța. Da. Pui. Pui, și legume. Bianca cu soare. Și Bianca. Bianca. Aia e castană de mare. Castană de apă, nu de mare. Tu zici tot vlogul castane de mare. Castane de apă. Cum sunt? Gustă și din pui. Delicios. Și puiul tot tu l-ai gătit? Da. Bun. Păi, în paste. Am tăiat și eu un pui. Da. Mâncare mare și făcută și de mine. Am tăiat pui. Da. Și? Care îți plac mai mult? Asta. Alea roșii? Super. Știi ce au? Doar bacon, pastele și bulion. Și puțin zahăr. Da, sunt mai gustoase pentru deci că... Deci plăcut. Ne-au plăcut toate, dar au sare. Pe când astea alte... Exact. N-au sare atât. Dar? Și mie îmi plăcă notarul Bianca, el aș face fără bacon. N-ai cum să faci fără bacon. Da, nu face bacon. Teo, la a doua cină. Ok, mai a gustat și tati. Și acum priviți cum ne-am luat la revedere mai devreme. Așa că până data viitoare vă spunem la revedere. Iar dacă v-am făcut poftă, gătiți și voi o porție de paste. Ați văzut cât de simplu se face. Atât de simplu că le pot face niște copii. Până data viitoare vă spunem v-am pupat. Pa, pa!